În această dimineață, aș vrea să, așa cum am spus, să abordez tema recunoștința. Ce este, de fapt, recunoștința? În această dimineață, dacă toți am venit aici, mă gândesc că fiecare ne-am trezit, ne-am îmbrăcat și am venit la adunare. Vă mulțumesc, slăviți să fie Domnul. Dar am avut noi un moment când am spus lui Dumnezeu, Doamne, recunosc că asta e numai bunătatea ta. Sau ne-am obișnuit noi cu această știu inerția vieții. E normal să te trezești, e normal să te îmbraci, e normal să vii la adunare, poate ne-am obișnuit cu toate astea. Dar acest normal poate deveni odată pentru noi un anormal când nu vreau să speriu, nu vreau să supăr pe cineva, nu vreau să știu să fiu negativist. Dar se poate întâmpla odată să nu te mai poți ridica din pat. Cum s-a întâmplat cu unii se poate întâmpla să nu, mai miști, să nu mai simți partea dreaptă a corpului, să nu mai poți mișca mâna, până acolo să fii totul. Știu pe cineva care s-a trezit dimineața și s-a speriat, seara s-a culcat, era sănătos, totul a fost bine, și următoarea zi s-a trezit și n-a mai simțit partea dreaptă, n-a mai putut să miște piciorul, n-a mai putut să miște mâna. Abia atunci a zis, Doamne, atâția ani când am putut să mișc ambele brațe, ambele picioare, când am putut să mă trezesc. Poate n-am zis de fiecare zi, Doamne, îți mulțumesc, n-am fost recunoscător. Ce este recunoștința? Un sentiment pozitiv pe care o persoană îl simte față de altă persoană atunci când acesta i-a făcut bine. Asta înseamnă recunoștința. Odată o mamă se plimba printr-un parc cu copilul lui, cu copilul ei, și în timp ce se plimba prin parc, era un lac acolo, un lac mare. Copilul acesta nești să noate a alergat cum fac copiii de curioși să vadă cum îi în apă, și a sărit în apă. Dădea disperat din mâini, din picioare, ajutor, ajutor. Mama nu a fost foarte atentă, se uita nu știu unde, s-au discutat cu cineva în parc și un domn care l-a văzut pe acest un om care se plimba și el prin parc a auzit strigătele copilului, a sărit lapid în lac și l-a scăpat pe copil. După ce l-a scăpat, l-a întrebat, unde-i mama, unde-s părinții, cum de ești aici singur? Păi mama, uite-i acolo și a indicat locul unde era mama. Împreună cu, l-a luat pe copil de mână și acest om s-a dus să-i dea copilul uh, acelei doamne. Să spună, uite, copilul dumneavoastră era să se înnece, am sărit și l-am salvat. În loc să aibă recunoștință femeia, să zică, mulțumesc frumos, domnule, că mi-ați salvat copilul. Se uită la acest bărbat și foarte serios îi pune întrebarea, dar șapca lui unde -i? În loc să spună mulțumesc frumos că l-ați salvat, important era șapca copilului, că nu mai era. De multe ori, noi nu știm să fim recunoscători. În Psalmul 103, David arată o atitudine de recunoștință. Avem datorie să fim recunoscători față de Dumnezeu, cum voi predica în această zi din Psalmul 103, și să fim recunoscători și față de semenii noștri. Dumnezeu apreciază atunci când noi suntem recunoscători și față de cei care ne-au făcut bine. Cineva spunea, când cineva îți face un rău, scrie pe nisip. Dar când cineva îți face un bine, scrie pe stâncă. Nu uita asta niciodată. Uitați-vă în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 18, 21 la 35. Ni se vorbește acolo despre un om bogat care a avut un datornic și l-a chemat pe datornic și i-a spus, ascultă, plătește ce mi dator. De atâta vreme aștept, nu mai rezist, nu mai am chef să mai aștept după tine. De atâtea ori te-am tot așteptat. Ai bani să-mi plătești sau n-am? N-am. Te rog frumos, înțelege-mă, n-am. Nu ai. Luați-i copiii, luați-i nevasta, vindeți-i tot ce are, și pe copii și pe nevastă, tot. Să plătească datoria, poate nici asta nu ajunge dar măcar atât. Și el scrie, Biblia s-a aruncat la, în genunchi înaintea lui și a zis, te rog frumos, iartă-mă, mai îngădu -me. o să-ți plătesc, n-am zis niciodată că nu o să-ți plătesc. Vreau să-ți plătesc, dar n-am de unde, te rog, îngăduie mă așteaptă-mă. Și stăpânul acela zice, i s-a făcut milă și a zis, știi ceva? M-am hm. gândit să te ierde tot. Nu mai trebuie să-mi plătești absolut nimic. Poți să pleci, ești liber. A ieșit afară și după ce a ieșit afară, scrie Biblia că l-a întâlnit acest om iertat. Acest om, în loc să aibă recunoștință, l-a întâlnit pe unul din datornicii lui care era dator cu 100 de lei. Și s-a dus direct la el, l-a strâns de gât. Și zicea, plătește-mi ce mi dator. Din cauza ta era stăpânul să-mi vând acum soția, copiii și să ajung și eu pe drumuri din cauza ta sau în închisoare. Plătește-mi mi, ce mi dator. Omule bun, -am, nu am acea sută de lei să-ți o dau. Te rog, aș, a, mai îngăduiu și o să-ți plătesc. Nu! Nu te iert. Lipsa de recunoștință a făcut ca acest om să ajungă mai rău decât era prima dată verdictul stăpânului. Pentru că atunci când Dumnezeu e bun cu tine, trebuie să fii recunoscător, dar trebuie să fii recunoscător și față de semenul tău. Când un om are recunoștință față de Dumnezeu, acea recunoștință se exprimă prin diferite forme. Una din formele recunoștinței este că acel om are reverență, o atitudine reverențioasă, de respect față de Dumnezeu acel om îl va respecta pe Dumnezeu și cuvântul lui. Asta și prin asta omul același manifestă recunoștința. Omul acela nu va vorbi oricum, nu va trăi oricum, ci va avea o atitudine reverențioasă față de Dumnezeu. Când un om are recunoștință față de alt om, cel care are recunoștință față de alt om se va comporta ca atare. Va fi respectos, îl va respecta nu va vorbi și nu-i va vorbi vulgar. Va avea recunoștință. Prin asta se exprimă recunoștința. Prin ceea ce fac față de Cel care mi-a făcut bine. Și acum aș vrea să ne uităm puțin la cuvântul Domnului. Omul este singura ființă creat cu capacități introspective. Putem vorbi cu noi înșine. Când ai vorbit ultima dată cu tine însuți? Nu te întreb când ai vorbit cu Dumnezeu, cu Dumnezeu poate n-am vorbit de multă vreme sau am vorbit azi la rugăciune numai. O săptămână întreagă poate n-am avut timp să vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune. Dar avem capacitatea și să vorbim cu noi înșine. Iată-l pe David, se întoarce spre el însuși și spune așa, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Când ai zis vreodată sufletului, binecuvintează suflete pe Dumnezeu. Această capacitate introspectivă a pus-o Dumnezeu în noi cu acest scop. De a ne verifica și în final de a fi recunoscători. De a recunoaște că Dumnezeu este Cel care ne dă tot ce ne dă. Și că dacă El nu ne-ar da, n-am avea. Și dacă n-am fi sănătoși, ar trebui să ne ducă alții, n-am putea să-i facem banii care îi facem, n-am putea să conducem mașina care o conducem, n-am putea să avem casa care o avem și așa mai departe. Iată, spune David, nu vreau să recunosc, adică nu vreau doar să fiu recunoscător pentru lucruri materiale, ci vreau să fiu recunoscător lui Dumnezeu pentru câteva lucruri spirituale. Și combinând cele materiale cu cele spirituale, scrie în psalmul 103 câteva motive pentru a fi recunoscător lui Dumnezeu. Iată prima recunoștință spirituală pentru care noi trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu. Spune așa, în psalmul 103 și versetul 3. El îți iartă toate fără de legile tale. Poate ierta Dumnezeu tot Există vreun păcat pe care să nu-l poată ierta Dumnezeu? Domnul Isus a spus că există unul. Că toate păcatele, că toate lucrurile pot să fie iertate omului. Un singur lucru nu poate să fie iertat. Hula împotriva Duhului Sfânt. Ce înseamnă hulă? Înseamnă să pui la îndoială lucrarea lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus făcea minuni și atunci când făcea minuni, ei, farisei, se au lucre cu Belzebu, adică cu dracu. Domnul Iisus lucra cu Duhul lui Dumnezeu și ei îl comparau pe Duhul lui Dumnezeu cu cel rău. Asta înseamnă hulă la adresa lui Dumnezeu. Și spune că păcatul acesta nu se iartă când Duhul Sfânt lucrează și tu te îndoiești și spui că nu lucrează Duhul Sfânt. Să nu cumva să faci păcatul acesta al hulii. De aceea se spune despre prorocii, de exemplu. Nu disprețuiți prorociile. Prorocia este o acțiune directă a Duhului Sfânt. Dacă cineva prorocește, fără să aibă Duhul lui Dumnezeu, să fie de la el prorocia, cola se va judeca Dumnezeu. Dar dacă prorocește, și prorocia vine de la Duhul Sfânt, Biblia spune, nu disprețuiți prorociile, cercetați tot, avem voie să cercetăm, da, am voie să iau prorocia, am voie să analizez prorocia cu Scriptura, și, dar n-am voie să spun altceva decât ceea ce spune Biblia. Cercetați tot și luați cei e bun. Ce nu? Există prorocii, nici nu am vrut să vorbesc despre asta, în care sunt îndemnuri biblice. Asta știu că îmi spune Biblia. Eu nu o disprețuiesc, dar asta nu i prorocie, un îndemn de fapt. Prorocie atunci când Dumnezeu îți descoperă lucruri despre tine că se vor întâmpla în viitor. Sau despre o biserică că se vor întâmpla în viitor. Sau despre lucruri ascunse pe care Dumnezeu le știe și le vede și nu le știe nimeni. Acestea sunt prorocii. Uitați-vă la toate prorociile din Vechiul Testament. Vizează viitorul. Vizează lucrurile ascunse ale oamenilor. El îți iartă toate fără de legile tale. Păcatul, de fapt, ce este fără de Ce este păcatul? Dacă te întreabă cineva pe stradă, bă, ce e la păcat? Mai știu frații noștri, tineri, bătrâni, de aici din biserică, ce e la păcat? Iată ce spune Apostolul Ioan, 1 Ioan capitolul 3, versetul 4. Oricine face păcat, face și fără de lege și Păcatul este fără de lege. Adică a încălca legea lui Dumnezeu înseamnă păcat. Orice acțiune îndreptată împotriva lui Dumnezeu se numește păcat. Păcatul este rău. De ce e rău păcatul? Pentru că păcatul, în primul rând, desparte pe om de Dumnezeu. Pune un zid de despărțire și câtă vreme există fără de legi, păcate ascunse între tine și Dumnezeu, există un zid Rugăciunile nu ajung la el și glasul lui nu ajunge la tine, pentru că se izbesc în acel zid. Dumnezeu poate să dărâme acel zid de despărțire dacă tu renunți la păcatele ascunse. Furt, minciună, ură, bârfă, crimă, numește ce vrei. Păcatul este rău pentru că desparte pe om de alt om. A venit odată la uh, fiul risipitor, la tata și a zis: Tată, dăm partea de avere, nu mai vreau să stau. Păcatele i-au umplut viața fiului risipitor și a zis vreau să mă duc să mă distrez în lumea plăcerilor și s-a dus. Până nu s-a dărâmat zidul dintre om și om, zidul acela al păcatului. Fiul n-a putut să spună ce a spus la final. După cum nici fiul cel mare n-a putut să facă ce trebuia să facă când s-a întors fratele lui. Păcatul desparte pe om de sine însuși. Este cel mai grav. Oameni care ar vrea să facă, dar nu pot. Ar vrea să fie eliberați, dar nu se pot elibera singuri. Și ce spune Pavel la Roman 7, 15 la 17? că -și nu știu ce fac. Fac ce urăsc. că -și binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, tocmai l ar fac. Păcatul este rău. Știi ce spune în Proverbe, capitolul 28, versetul 13? cine își ascunde păcatele, nu are succes, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurarea lui Dumnezeu. E așa de simplu să-ți ierte Dumnezeu toate fără de legile, printr-un simplu gest pe care trebuie să-l faci, să recunoști păcatele și să te lași de ele. Că sunt mulți care vin și zic, Doamne, am păcătuit, am mințit, am... dar luni iară mint. Iară fură. Iară bârfesc. Păi după ce te rogi să te ierte dacă luni iară faci aceleași lucruri? Nu te mai ruga, că pur și simplu, permiteți-mi expresia, îl, îl enervez, îl super și pe Dumnezeu. De ce, îmi de ce ziceți, Doamne, Doamne, spunea profetul, Domnul prin profet, și nu faceți Spunea Domnul Isus de asemenea ucenicilor, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce vă poruncesc eu? Biblia spune în Psalmul 32, versetul 5, în voi mărt Am mărturisit Domnului fără de legile mele și Tu ai iertat vina păcatului meu. Deci în primul rând trebuie să spun lui Dumnezeu și apoi trebuie să mărturisesc și slujitorilor. Iacov 5 cu 16, este vreunul printre voi bolnav, spune, să cheme pe prezbiterii bisericii. Și după ce uh, îl vor mărturisi, adică mărturisirea asta până la urmă acolo este un verset unde spune, mărturisiți-vă unii altora. Biserica a zis, această regulă ar trebui să fie foarte clară, mărturisiți-vă unii altora, dar o observați în contextul în care spune să cheme pe prezbiterii bisericii. Și atunci biserica a zis, cel mai bine este ca omul, membru din biserică, să se mărturisească prezbiterului biserică, prezbiterilor bisericii, sau unuia din prezbiteri. Pentru el, prezbiterul, nu are voie să spună mărturisirea, păstorul, cine este, nu are voie să o spună clar, cu o singură condiție. Dacă cel care s-a mărturisit, nu, a, nu s-a mai mărturisit încă la 5-6 înainte. Pentru că dacă s-a mărturisit și la alții înainte, degeaba vii să-mi faci mărturisirea și apoi să spui că păstorul a spus mărturisirea la toată lumea. Nu! Tu ai spus-o, ai spus-o înainte altora. Vrei ca Domnul să-ți ierte toate fără de legile astăzi, atunci pune capăt acestor fără de legi și mărturisește-le astăzi înaintea lui Dumnezeu. 2. Vindecă toate bolile tale. Observați că Dumnezeu, înainte ca să te vindece fizic sau spiritual, Dumnezeu mai întâi trebuie să te ierte. Pentru că păcatul este Poate, boala poate să fie o consecință a păcatului, nu întotdeauna, dar de multe ori boala e o consecință a păcatului. De ce ne îmbolnăvim? Că Adam a păcătuit. Dacă Adam nu păcătuia, noi nu ne mai îmbolnăveam niciodată. Dar păcatul aduce, atrage boală. Și repet, unele boli le îngăduie Dumnezeu în viața noastră pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu. N-a păcătuit nici el, nici părinții lui, a spus Isus ci s-a născut așa ca să se vadă în el slava lui Dumnezeu. Dar oricum ar fi păcatul, boala este o consecință a păcatului. Și de aceea vreau să vă întreb, există vreo boală care nu o poate vindeca Domnul? Dumnezeu când s-a revelat lui Israel, i s-a revelat sub numele de Jehova Rafa. Jehova Rafa însemnând, eu sunt Domnul care te vindecă. Iar la întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu, în Exod 4, Dumnezeu îi pune întrebarea lui Moise în felul următor. Cine face pe om mut sau surd? Cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Zice Dumnezeu. Și a demonstrat-o lui Moise că Dumnezeu are puterea să-l facă pe om sănătos sau bolnav. Bolnav și iar sănătos. Vă amintiți semnele care Dumnezeu i le-a dat lui Moise, cele trei semne. Iar în Evanghelia după Matei, ca să se demonstreze că Isus e Dumnezeu din Dumnezeul adevărat, ne spune în Evanghelia după Marcu, capitolul 5, de la 26 la 29, că Domnul Isus Hristos a fost invitat într-o familie să meargă și să-i vindece copilul. Și în timp ce se ducea pe drum Domnul Isus, o femeie care suferea de 12 ani, avea o scurgere de sânge în trup. Scrie Biblia că ea s-a dus la mulți doctori și a cheltuit a cheltuit mulți bani cu doctorii și nimeni n-a putut să o vindece. Dar și-a zis femeia, dacă m-aș atinge doar de poala hainei lui și nu prin față să mă vadă, prin spate, eu cred că m-aș vindeca. Biblia declară că femeia aceasta s-a dus, s-a apropiat și a întins mâna, s-a atins de poala hainei lui Isus. Prin spate, n-avea curaj prin față. Și Domnul Isus s-a oprit din mers s-a uitat în prejur și a zis, cine s-a atins de mine? Petru cumva confuz, Doamne, cum cine s-a atins de tine? Vezi că mulțimile se îmbulzesc și noi încercăm să-i ținem, să nu se apropie de tine. Cum zici cineva s-a atins de mine, dar... Nu, nu, cineva s-a atins de mine pentru că din mine a ieșit o putere. Mulți s-au atins de Domnul, mă gândesc atunci. Însă femeia asta s-a atins cu o credință extraordinară. Femeia, când s-a văzut dată de gol, cumva descoperită, a, cu un curaj foarte slab, sau lipsită de curaj, mai bine zis. Eu m-am atins de tine. Îndrăznește, fică. Credința ta te-a mântuit. Dar știi ce s-a întâmplat cu boala? A dispărut imediat. Pentru că Dumnezeu are puterea să-ți vindece toate bolile. De ce nu vindecă Dumnezeu toate bolile? Păi vă răspund. Tot cu Scriptura. De exemplu, ați auzit fiecare de Elisei, da? Știți de ce a murit Elisei? A murit Elisei așa de o bătrânețe fericită, sănătos, tun? Sau a murit că s-a îmbolnăvit? Iată ce spune Biblia 2 împărați 13 cu 14. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Și după ce l-au pus în mormânt, a stat o vreme în mormânt. Niște evrei au ieșit pe acolo în timp ce mergeau să ducă, după o vreme, mult după aceea, să ducă pe un mort la groapă. Și în timp ce îl duceau la groapă, o venit niște străini care le-au atacat țara. Ăștia, de frică, n-au reușit să termine în Și au ajuns în dreptul gropii unde era pus Elisei. Și au aruncat mortul în groapa unde era Elisei. Și ce scrie Biblia că s-a întâmplat? A mortul. Păi cel... Puterea lui Dumnezeu era și peste Elisei când era mort. Nu putea Dumnezeu să-l vindece pe Elisei când era viu? De ce a îngăduit Dumnezeu să moară de o boală? El îți vindecă toate bolile tale, dar să nu uităm că noi facem parte dintr-un plan al lui Dumnezeu. Și acest plan al lui Dumnezeu îl vedem în Psalmul 139, versetul 16. Zice, când nu eram decât un plod, un embrion, că nu eram decât fără chip. Ochii tăi mă vedeau. Psalmul 139, versetul 16. În cartea ta mi erau scrise toate zilele vieții mele înainte de a fi rânduit vreuna din ele. Nu trăiești și nu trăiești numai cât a zis Dumnezeu. Poți să mănânci numai organic. Poți să te duci la gim, să faci sport. Poți să faci orice. Trăim doar cât a zis Dumnezeu. El îți vindecă toate bolile. Ta. Asta nu înseamnă că Domnul nu te poate vindeca de o boală. El poate. Dar și dacă nu m-ar vindeca, să nu cad într-o necredință în care să spun, cum am mai auzit spus, vă rugați pentru mulți, dar nu se vindecă nimeni. Am văzut și la convenții, când vin în față și pentru câți vă rugați, dar cât s-o vindecat? Vreau să vă spun că sunt oameni și care s-au vindecat. Știți ce îmi pare rău? Că în... și asta o să vorbesc și cu frații. În cadrul convențiilor, să dăm loc tuturor celor care s-au atins Domnul de ei și vindecat să vină să mărturisească. Știți că și aici în biserică nu s-au vindecat toți. Da, pe lista aia sunt frați că ne rugăm de multă vreme. E adevărat. Dar nu o spuneți așa ca și cum parcă suntem noi de vină că nu se vindecă bolnavii. O fi și noi de vină, că nu suntem perfecți. Dar o fi toți de vină nu numai cei de aici. Pentru că Biblia spune rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mântuire nu înseamnă doar vindecare trupească, ci mântuire înseamnă salvare sufletească. Dumnezeu să fie lăudat. În al treilea rând, El îți izbăvește viața din groapă. Viața este imprevizibilă. Nu știi când se termină. Săptămâna trecută am primit un telefon, când, salutări, apropo, din Houston, din Texas. Duminica trecută am fost acolo, ne-am bucurat cu frații și m-au rugat să vă transmit multe, multe salutări. Am fost la o seară de rugăciune, după aia, duminică, a fost slujbă de botez și am primit un mesaj acolo care m -a, pur și simplu m-a dărâmat. Soția unui fost coleg de al meu, fratele Ghiță Turle, păstor, la 51 de ani, a trebuit să plece în veșnicii, soția lui. Asistentă medicală, toată ziua cu doctori, putea să-și verifice sănătate în fiecare zi. Noaptea fiind de gardă sau lucrând la spital, cum să, nu știu cum termenii românești, cum îi folosesc la termenii medicali, și în timp ce se ducea dimineața spre casă după o noapte de muncă, obosită fiind într-o curbă ploua afară, a pierdut controlul volanului, a intrat în coleziune cu mașina care venea în sens opus și acolo a fost sfârșitul. Nu știm când se termină viața. Când spune David, el îți izbăvește viața din groapă, se referă la două aspecte și anume, psalmul 40 de la 1 la 3, auziți ce spune tot David? m-a scos din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Ce înseamnă asta în înțeles duhovnicesc? În înțeles duhovnicesc spune ceea ce spune Pavel în Efeseni 1, 13 la 14. Că Dumnezeu ne-a strămutat din întuneric la lumină. Ne-a transferat dintr-o lume a păcatului, dintr-o groapă a pieririi, de unde noi eram și zăceam, Dumnezeu ne-a scos de acolo și ne-a mântuit. Slăvit să fie Dumnezeu. Merită pentru asta Dumnezeu recunoștință? Cred că merită din plin. Un al patrulea rând, lucru, El te încununează cu bunătate și îndurare. Iată un alt motiv pentru care să fim recunoscătorului Dumnezeu. Auziți ordinea, topica, nu este pusă la întâmplare. Psalmul 25 versetul 8 spune așa Dumnezeu este bun și drept. De aceea arată el păcătoșilor calea. Dar observați topica, adică aranjament, aranjamentul cuvintelor în propoziție. Nu spune Dumnezeu e drept și e bun, ci spune Dumnezeu e bun și drept. Prima dată e bun și apoi e drept. Îi bun că Dumnezeu îți arată bunătate. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu, spune Pavel la roman, te îndeamnă la pocăință, dar cu pietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ți aduni o comoară de mânie în ziua judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu azi e bun, dar mâine va fi drept. Dumnezeu prima dată îți dă și apoi îți cere. Nu poți să ceri unui om înainte să-i oferi. Prima dată îi dai și apoi îi ceri. Dă-i copilului ce-ți cere și apoi cere să facă ce vrei. Nu-i cere să facă ce vrei, dar tu niciodată nu-i dai ce-ți cere. Pentru că îl la mânie. Dumnezeu este bun, prima dată îți dă. Dar vine ziua când Dumnezeu îți va cere. Pentru că ți-a dat. Și are acest drept. Domnul Isus a afirmat în Marcu 10 cu 18. Când a venit un tânăr și... Nu știu dacă a fost el sincer. Bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Isus îi răspunde, de ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Dumnezeu care este bun în Matei 5 cu 45 spune că face să răsară soarele Lui și peste cei buni și peste cei răi. Se îndură și de cei buni, se îndură și de cei răi. Iar în Psalmul 86, versetul 5 spune că și tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Dumnezeu astăzi pentru tine, pentru mine este bun. Ai făcut, nu știu ce ai făcut în ascuns, în trecut. Mărturisește-te și lasă-te de ce ai făcut rău. Că Dumnezeu azi e bun. Dar țin să te anunț că Dumnezeu e și drept. Și dacă astăzi nu profiți de bunătatea lui Dumnezeu, te vei întâlni mâine cu judecata lui Dumnezeu. Cum spune în Romani, capitolul 2, versetul 4. În al cincilea rând spune, El îți satură de bunătăți bătrânețea. Acum tinerii poate nici nu ascultă partea asta. Dar o să vină vremea că și eu o să îmbătrânească și o să asculte. Știți, una dintre perioadele vieții cele mai grele din, din toată ecuația vieții este bătrânețea. N-am ajuns, dar încep să simt încet, încet. Știi, este ca și atunci când vrei să te obișnuiești cu o apă. Prima dată încerci cu mâna. Cum e apa? Caldă sau rece? Încet, încet, vrem sau nu vrem, îmbătrânim. Ce fac cele 8 miliarde de pe planetă la ora actuală? Un singur lucru, îmbătrânesc. Fie că dorm, fie că se plimbă, fie că stau în biserică, fie că oriunde se duc, îmbătrânim. M-am uitat la păr și am văzut că. Nici n-am știut că îmi lipsește păr din ceafă. Până când m-am uitat în oglindă, am două oglinzi, una în față, una în spate, așa e întâmplarea că aia de la closet, uh, oglindă mare și oglinda de la baie. Și când m-am uitat atent, am zis, da' unde mi-i părul? Nu mi a spus niciunul, vezi că îți lipsește părul din spate, dar vă mulțumesc. Am observat eu. Și am observat că lipsește și altora și nici eu nu le-am spus. Dar ce înseamnă asta? Îmbătrânim? Vrem sau nu vrem, îmbătrânim. Spune în Eclesiastul 12, 1 la 7, că termină atât de lamentabil, zice, întoarce-te la Dumnezeu, că asta e tot ce contează în viață. Până nu vin anii de întuneric, când să zici, nu mai găsesc nicio plăcere. Până nu se împuținează cei care macină dinții. Până nu slăbesc cei ce se uită pe fereastră ochii. Până nu slăbesc cele care ascultă urechile, cele care umblă picioarele, mâinile cele care lucrează. Aduți aminte de Dumnezeu puneți în putere, până nu vin anii bătrâneții. Iar în Psalmul 71, versetul 18, spune David, nu mă părăsi Dumnezeule chiar la bătrânețea căruntă. Adică bătrânețea vine când începe să ai păr alb. Și m-am uitat, am păr alb și într-o parte și în alta, mai puțin sus, dar o început de aici și merge așa în sus până ajungem ca fratele Tomă. încă e tânăr. <laughs> în Isaia 4, 6, 3 și 4 spune în felul următor. Dumnezeu spune. Și auzi, spune versetul ăsta. Isaiah chapter 46, verse 3 and 4, please. Uitați-vă ce spune Dumnezeu acolo. Așa de mult îmi place versetul ăsta. Nu știu, și cred că vă place fiecăruia că Dumnezeu rămâne fidel lângă noi și atunci când ne pierdem din păr. Și când ne pierdem din vedere și când nu mai arătăm așa frumoși ca la tinerețe, Dumnezeu rămâne, ascultă-mă casa lui Iacov și toată biserica Maranata. Voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, zice Domnul, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră. Versetul 4. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același, auzi? Promisiunea lui Dumnezeu. Până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port. Să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Merită Domnul să fie lăudat? E un har să ai părul alb. Părul alb, spune Vlahuță, este o cinste pentru cine vrea să știe. Dar a ști să-l porți e poate cea mai grea filozofie. De aceea Dumnezeu spune poporului Israel, celor tineri, ascultați bine tinerilor. Să te ridici în fața perilor albi. Să-i respecti. Ce înseamnă să te ridici? Știi, pe vremea când eram copil, am fost învățați la școală, dacă stăm pe o bancă, pe un scaun, oriunde stăm, când vine un bătrân și trece prin fața noastră, două lucruri trebuie să facem. Unu, să ne ridicăm în picioare și, doi, să-l salutăm. Să nu treacă un om în vârstă pe lângă tine și tu să stai tolănit jos. Și nici să nu te uiți la el, nici să nu treci pe lângă el ca pe lângă un stâlp de telegraf și nici să nu l saluți. E frumos să saluți când treci pe lângă cineva mai în vârstă, tu saluți primul. Ești mai tânăr, spui hello, cum spun americanii, nu? How are you? Ce mai faci? Cum ești? Sau pace, sau bună ziua, sau da salută. Nu treci așa pe lângă frați fără să saluți. Dumnezeu ne promite o companie divină zilnică, chiar și la bătrânețe. Ne părăsesc copiii, ne părăsesc puterile, ne părăsesc nepoții, ne părăsește soția sau soțul că poate pleacă mai repede la Domnul, dar un lucru ne promite Dumnezeu. Voi fi cu tine. Slăviți să fie Dumnezeu. În al patrulea, cincilea, al șaselea rând, el face dreptate și judecată tuturor. Dumnezeu face dreptate. Roman 12 cu 19, nu vă răzbunați singur, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. De atâtea ori ne răzbunăm noi. Știți ce se întâmplă? Când zicea Vorbrand un lucru și mi-a plăcut foarte mult. Ascultă bine. Zice, când un creștin prigonește un alt creștin, Hristos nu-i de partea creștinului care prigonește, ci de partea creștinului prigonit. Când un creștin prigonește un necreștin, Hristos nu-i de partea creștinului care prigonește, ci de partea necreștinului prigonit. Știi asta? Dumnezeu este Cel care se răzbună. Matei 26, cu 52. A învățat o lecție Petru care o va ține minte pentru restul vieții. Când au venit să pună mâna pe Domnul Isus, Petru rapid a scos sabia, a tăiat urechea lui Malhu și a vrut să lupte cu cei care au venit să-L prindă pe Domnul. Iar Isus i-a spus, puneți sabia la locul ei. Că oricine scoate sabia, de sabie va pieri. Ce l-a învățat Domnul? Spunea Domnul Isus: crezi că n-aș putea să-L rog pe Tatăl să pună la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri și să-i facă praf să mă scape Dumnezeu? Dar eu tocmai pentru asta am venit. Iar proverbul românesc spune că răzbunarea arma nu a omului, nu noi trebuie să ne răzbunăm, pentru că dacă noi ne răzbunem, suntem lipsiți de minte, ca să nu zic altfel. Lasă-l pe Dumnezeu să o facă. El este inteligent, știe cum să o facă și știe când să o facă. Dumnezeu este drept. De aceea e mai bine să-l se răzbune, să, să lăsăm pe el să se răzbune. Pentru că Dumnezeu este drept în judecată, fără părtinire în acțiuni și nu are în vedere fața omului. Romani 2 cu 11. Știți sufletele de sub altar, cele care stau acolo în Apocalipsa 6 cu 10 și le vede Ioan, acestea n-au vrut să se răzbune ele. Ce au zis, până când stăpâne, Doamne, zăbovești să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Li s-a dat o haină și li s-a spus să mai aștepte până se vor împlini numărul tovarășilor lor de slujbă. Și ultimul lucru pe care îl vreau să-l subliniez și să-l închei, Dumnezeu merită să fie onorat și să avem recunoștință față de El pentru că este îndurător și milostiv. Știi ce înseamnă milostiv? Știi ce înseamnă milostiv? Milostiv înseamnă unul care dă cu mână largă. Ați întâlnit oameni din ăștia care și hainele de pe ei gata să și le dea. Îți mai puțin cei drept. Cei mai mulți vrea, vor să-ți ei hainele. Deci, Dar... Sunt oameni milostivi, oameni care dau, care for, vor să dea. Dumnezeu e unul care dă cu mână largă. Și Dumnezeu îți dă azi cu mână largă, cât vrei și mai mult decât vrei. Ca să vadă Dumnezeu ce faci cu ceea ce ți-a dat. Dumnezeu este îndurător, nu se ceartă fără încetare. Eu, El, doi cu treșpe. El nu se ceartă pe vecie, ci se îndură iarăși și are milă. Iar în Psalmul 86, versetul 15 Dar tu, Doamne, tu ești Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și credincioșie, slăvit să fie Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de ceea ce-ți dă, dar dacă tu nu știi administra cu ceea ce-ți dă, Dumnezeu o să-ți pară rău odată. Romani 11, cu 29 și lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Dumnezeu îți dă cu mână largă. Îți dă lucruri pământești și îți dă lucruri duhovnicești. Dumnezeu te cheamă să slujești. Lui nu-i pare rău nici că ți-a dat daruri, nici că te-a chemat. Dar dacă tu nu slujești și nu pui darul în acțiune, tu o să regreți. Aș vrea să mă opresc aici. Pentru aceste motive, Dumnezeu merită recunoștință în această zi, la rugăciunea finală, să-i spunem, Doamne, recunoaștem că Tu ne-ai iertat toate păcatele. Recunoaștem că Tu ne vindești de boli, ne izbăvești din groapă, ne încununezi cu bunătate și îndurare, ne saturi de bunătăți bătrânețea, ne faci dreptate și judecată, ești îndurător și milostiv. Pentru toate acestea recunoaștem, te recunoaștem că ești Domnul și Dumnezeul nostru și îți mulțumim.